Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu acum vreau să fac o prăjitură cu cocos. Pentru început avem cu cocos și nucă. Avem nevoie de 5 albușe, deci pentru plată cu nucă. Stați să dau drumul la cuptor la 180 de grade. Așa. Deci avem nevoie de 5 albușe. Asta e pentru blatul cu nucă. Pup. Asta pot să-l arunc. Că nu mi se bate dacă scapă acolo. Nu știu ce ouă mi-a luat, dar și subțiri la coajă și... Nu știu. Toate sunt așa. Două. Trei. Și cu una fac 5. Așa. Haideți să iau. Punem o priză de sare aici. Asta îl lăsăm deoparte. O să ne privească la cel cu cocos. Pregătim 150 de grame de zahăr. Haideți să punem sarea, să nu uităm. Așa. Pregătim 150 de grame de zahăr. Mă repet, știu. Așa. Acum mixăm bine albușurile. Punem zahărul și mixăm mai departe. Scuma este gata. Acum cântărim 150 de grame de nucă. Să iau că am pus prea mult. Așa. Deci 150 de grame de nucă. Punem aici. O jumătate de praf de copt. Trebuie. Dacă trebuie, trebuie, punem praf de copt. N-avem ce face. Eu o să încerc să-l sting. Jumate de plic ne trebuie aici, jumate ne trebuie în celălalt. Așa. Și două linguri de făină. Opa, asta e prea plină. Două. Și amestecăm. Deci să vă spun încă o dată blatul de nucă, 5 albușe, 150 de grame de zahăr, 150 de grame de nucă, 2 linguri de făină și jumate de praf de copt. Punem într-o tavă, trebuie o tavă de 21 pe 35 sau 36, dar nu știu cât are a mea, eu așa tava am aici, mai mică. În asta pun, că n-am mai mică. Acum, deci tavă vă trebuie cam 20 pe 35, așa spun, 21 pe 36,
Acum, cu aproximație. Deci așa tavă de trebuie. Ok. Și acum îl dăm la copt, la 180 de grade, 20-25 de minute. Acum depinde. Eu îmi fac curățenie și îmi pregătesc blatul ălălalt. O să vă arăt. Haideți să am separat, la fel, 5 ouă, 5 albușe, un praf de sare ne trebuie. Și le mixăm. Acum punem 150 de grame de zahăr și mixăm mai departe. Așa. E mixat bine. Acum pregătim 100 de grame de nucă de cocos. Le punem aici. Deci la nucă ne-a trebuit, ați văzut, ne-a trebuit 150, dar aici ne trebuie numai 100 de grame de cocos. Deci la blat, 5 albușe, zahăr la fel ca la primul, deci 150 de grame, 100 de grame de cocos, jumătate de praf de copt și 2 linguri de făină. Deci punem cocosul, punem 2 linguri de făină, gata și cu făina. Și praf de copt, celălalt jumate de pliculeț. Stingem. Așa. Să nu avem nevoie. Ne uităm și la blat. Că crește imediat și gata. Și mă bucur că n-am numai o tavă din asta, așa mică. Și atunci numai bine mă ajută dacă se coace. Deci e foarte ușoară. Și din gălbenușe facem crema. Imediat fac și crema și o las să se răcească. La crema ne trebuie 120 de grame de zahăr, de 10 gălbenuși, 120 de grame de zahăr, o pudincă de vanilie și 400 de ml de lapte. Atât e. Și o fierbem și o lăsăm să răcească. Și după aia o frecăm cu un pachet de unt. Deci asta e tot la crema. Acum vedem dacă e coaptă foaia. Eu zic că... Deci ea se ridică deasupra. Nu știu de desubt. Hai să o mai lăsăm un pic, să fie bine coaptă. Pe deasupra au luat-o, nu? De desubt. Să luăm și câte o gură de cafea. Noi bem aici fără cofeină, așa că pot să beau și la 12 noaptea.
Nu mai mi-am pus șorțul, că nu mai pot de cald. Acum a început să ploaie aici și vă dați seama că toată zăpușala aia de la ploaie, din de afară, toată intră în casă. Eu zic că e gata, nu mai. Pentru un minut. Nu vreau să mi-o ardă. Deci uitați așa arată. Așa. Deci arată din astea, nu știu, de aluminiu sau nu știu de ce. De nu vă puteți da seama de tare arată. Acum punem și pasta aici să se coacă și am terminat cu coptul. Deci tortul ce-a fost de Sfântă Marie s-a dus. Azi nici n-am mai avut noi cu ouă. Ce-a rămas aseară, m-a întrebat dacă poate să-l iei acasă. Pe ce să spun? Că nu? Nu zic, da, nicio problemă. Așa, nivelam cât de cât să fie egal. Foarte bună prăjitura asta. Tare de mult n-am făcut-o. Că tot au avut prioritate altele noi. Ok. Tot așa, 180 de grade. 20-25 de minute. Poate nici atâta. Acum haideți să facem crema. Deci cântăresc 120 de grame de zahăr. Îmi trebuie aici. Deci 10 albușe, 120 de grame de zahăr. Așa. Și pun că mi-mi trebuie. O să-mi trebuiască esență de vanilie, asta, zahăr vanilat. Chiar dacă vedem că e de vanilie, o să pun două, dar după ce pun trei, după ce o fier, să măsurăm 400 de ml de lapte. Nu las acolo că arde. Ai o felată de tare. Punem zahărul. Pun laptele. Mai un pic trebuie. Ca să fie 400. De budincă, budincă normală de la mine. Deci cât are 37 de grame. 37-40, deci cam așa sunt. Așa.
știți că dură e la noi. Și acum punem din lapte. Ne uităm cu un ochi și la prăjitură. Hai, trebuie să mă șterg. Deci nici nu vă dați idee cât de cald de aici. Păcat că n-am un termometru sau... Să-l pun. Mult nu trebuie fiert, știți că bubica imediat e fiertă. Mă gândeam acum ce să-l pun ca să răcească mai repede. Să-l pun în apă rece. Vedem, principalul se fiarbă. Asta este gol. Haideți că o fierb și vă arăt după. Uitați, am fiert crema. Am pus și alea 3 piculețe de zahăr vanilat acum, la sfârșit. Așa, și acum o lăsăm să se răcească. Eu o să o bag în apă rece. Altfel nu mai mi se răcește până mâine. Ok. Haideți să ne uităm la blatul de cacao, de cocos. Mai puțin. Așa arată blatul de nucă. Acum să-mi fac eu loc aici, să-mi pun apă aici. Uite așa arată blatul de nucă. Să o formă. Ce arată super. Ei, n-are nimica dacă s-o rup. Ăsta vine în tavă. N-are nimica. Prea fraged. Să ne uităm la ăsta, să nu ne ardă. Mai nou cuptorul ăsta. Așa prinde. Eu zic că-l mai las. Nu știu, să mă gândesc în ce tavă să-l pun. Cred că merge în asta. Nu are tăvi, asta e problema. O să mai aduc de acasă. Oricum revin cu el. Dragile mele, haideți să vă arăt. Acum în jumate de cremă eu pun cam 100 de grame de ciocolată. Am împărțit crema în jumate. Jumate o lăsăm... Trebuia poate să o pun când era fierbinte, dar după aia mi-a venit ideea. Dar nu-i bai, că ea mai încă e caldă, călduță, și se moaie aici. Să
vedem ce delicioasă iasă. Super delicioasă iasă prăjitura. Așa că mai bine o puneți împărțiți de când e caldă. Și puneți ciocolată de care vă place, neagră, cu lapte, de care ciocolată vă place, puneți înăuntru. Iar că e călduță, merge. Și cald și aici. De ce aia pot să vă spun. Dacă e rece și asta. Eu acum o să împart untul. O să pun și aici la ciocolată. Și aici la, deci cam jumate-jumate. Să fac eu cu mixerul. Și ea se va întări. Beton se va face de la unul. La puține funcții de. Asta e super, a ieșit super. Eu o să o duc în frigider puțin ca să se întărească, să pot să lucrez cu ea. Și după aia o aduc. Chiar dacă 10 minute, dar după aia o aduc. Acum o facem cea de altă, nu? Cocos. Cam 50 de grame, cam așa. Deci total vă pregătiți o pungă de 200 de grame de cocos. Așa. Și acum o lăsăm la rece. Cred că este super cocos. Are așa gust bun. Și acum o
o să ducem și pe asta la rece. Așa. Să ștergem să nu murdăresc în frigider. Și revin. Haideți, prieteni, acum să încercăm să umplem prăjitura. Deci ați văzut, am pus crema la frigider puțin. Imediat s-a întărit. Așa. Nu însiropăm, eu nu însiropez. Asta pentru că crema e cu budincă și să nu moaie blatul. Până mâine. Așa. Punem toată crema asta. Aici moale a fost și în 10 minute, pe 15 minute am lăsat-o la... S-a întărit. Așa. Acum pun blatul de cocos peste. Și punem crema de cioco. Crema de ciocolată o împărțim în două, dacă nu, dacă e prea multă. Că vreau să pun și biscuiți deasupra. Am făcut, mai rămas câte o bucățică de ciocolată. Dacă nu mi-a venit în cap mai repede să pun... Acum am biscuiți din ăștia, biscuiți, așa cu untăs și o să însiropez puțin, nu mai trec prin, puțin prin apă, prin, am cu cafea. Perfect, mi-intră 3 pământ. Mai trecem așa un pic. Nu îi moiem mult, că ăștia și așa sunt fragili. Cum îi atingi, cum să rup. Sper că vedeți ce fac. Așa. Vedem acum dacă merg jumătăți, punem jumătăți. Da, cam pe aici jumătăți. Asta e prea mic. Asta. Și punem restul de cremă de ciocolată peste. Și deasupra cred că o să fac glazură. Nu sunt sigură, dar vedem. Eu mai am ceva glazură rămasă în frigider. Poate topesc pe aia și fac numai ceva deasupra și restul pun... un cocos.
Deci să băgați ciocolata. Bine, puteam să o și rad, dar eu cum le fac toate la viteză aici. Era încă călduță crema, știi, și m-am gândit că se topește, dar dacă era de lapte, ciocolata se topea. Dar asta de menaj nu. Uite, am găsit puțină glazură. Nu pun multă. Am băgat-o la apă caldă și imediat s-o făcut. Și deasupra pun cocos. Să aibă gust numai de ciocolată. Restul nu... Ok. Acum punem cocos. Ștergem pe unde am murdărit. N-avem ce face, ce tăvi avem, alea le folosim. Deci v-am zis, vă pregătiți 200 de grame de cocos, că vă trebuie cu ce puneți deasupra și... Na, dacă vă place cocosul, dacă nu, e altă problemă. Atunci nu faceți prăjitura asta. Bine, nici mie nu-mi place toată ziua, dar e super ok. Ok. Mă ducem la rece și mâine o să vă arăt secțiune. Uitați, așa arată. Așa arată prăjitura noastră cu cocos și blat de nucă, blat de ciocolată, de cocos și cremă de vanilie, cremă de ciocolată și biscuiți înziropați în cafea. Ok. Și uitați, așa arată de jos. V-am făcut, vedeți cât e de înaltă prăjitura și mâine o să vă tai secțiunea să vă arăt. Haideți, prieteni, să vă tai secțiunea la prăjitură. Eu am tăiat-o așa. Să vedeți cum arată. Este super. Foarte fain arată. Uitați ce bine arată. Uitați pe aici. Deci arată super. Așa că liniștite puteți să încerca rețeta, că este super delicioasă. Eu o să vă fac poză și de jos, ca să vedeți mai bine. Deci așa e produsul final. Așa arată. Este super delicioasă. Foarte bună. Sper să încercați rețeta și să o faceți, să vedeți ce bună e. Vă mulțumim și o zi bună. Bye, bye!